Doamnelor și domnilor, ne aflăm pe strada Slătinioara din municipiul Petroșani. Cum bine se vede, o stradă bine asfaltată. Alături de mine se află un cetățean pe nume domnul Gămanion. Domnul Gămanion. Am dorit să ne prezentați și noi puțin acest drum. Ce ziceți? Ne puteți ajuta să transmitem cetățenilor prin ce situație treceți dumneavoastră? Vă mulțumim. Vom merge puțin așa pe margine, mă gândesc, nu? Sau pe unde? Da, mă voi strecura așa încet. Mă murdăresc, asta este. Bun. Spuneți-ne mai exact câte promisiuni ați avut din partea edililor. 7 august 2017. Așa, spuneți numărul de înregistrare. 11.460. 11.460. Din 2017. Din 2017. Așa. Ce a solicitat dumneavoastră la primărie? Drumul și apa. Pentru oameni că sunt mulți, deci, oameni care nu aveți canalizare, nu aveți apă potabilă, nu aveți iluminat stradal. Măcar din toate să fi făcut decât apa măcar. Că sunt mulți care nu are apă. Da. Au fântâni, fântânile când îi secetă scade apa din ele, nu mai este apă. Da. Femeia a filmat atunci tura trecută care căra apă de la nu știu câte sute de metri. Da. Am înțeles că există o fântână mai sus în deal. Da. E adevărat? Da, este. Și de acolo vă alimentați tot sau mai mereți alții? Vecinii de aici, de acolo, să duce și apă. Da, bun. În urmă cu vreo 2 ani de zile, dacă spun bine, sau 2 ani jumate, câțiva cetățeni ați adus balastru, zic bine? Ați cumpărat balastru sau cum? Știu că da, a fost într-o perioadă niște balastru pe aici. Au fost copii, niște vecini de aici care au adus aici niște piatră, au adus. Așa. Și cât a ținut? Ei, nu știu, vedeți și dumneavoastră cum se prezintă drumul acum, că ploile mai l-au spălat, ce-a fost aici un pic făcut. Bine, dar în această hârtie ați primit un răspuns. Răspunsul care este? Răspunsul este referitor la adresa cu numărul 11.460 din data de 7.08.2017. Vă invităm la o discuție deschisă. Persoana de contact, Pupăză Laurențiu. Aici mi-a dat un număr de telefon, da. Așa, interior 209 și un număr de mobil. Da. Bun, și cineva din primărie v-a căutat? După ce am discutat cu domnii, că am fost la discuția amicală, a durat în jur de vreo 10 minute, da. N-a mai căutat nimeni. Am venit eu odată cu fostul consilier, domnul Postolache, unde am prezentat totodată situația. Dar în rest nu v-a căutat nimeni. Nu. Atunci ați venit dumneavoastră și eu mai am luat legătura cu domnul consilier și am mai întrebat că dacă se rezolvă ceva și ăștia și au zis că trebuie să se aprobe în consiliul primăriei. Spuneți-ne puțin pe scurt cum merg copiii la școală. Păi cum se merg? Mai pe lângă gard, mai pe lângă ăștia, mai mocirliți, care sunt mai mici, că mai se mocirlesc. Cum ajung în sala de clasă? Păi nu curați, murdari, normal. Și așa părerea aveți, ce spun doamna directoare sau doamna profesoară? Acum doamnele profesoare mă înțelege că știe situația, zona unde stăm și ce este și cum este drumul, condițiile care sunt aici. Păi bun, și cu privire la angajați, că mă gândesc că sunt bugetari. O parte dintre săteni sunt bugetari, da? Păi, ceva și bugetari, da. Cum credeți că se duc ei dimineața la muncă? Păi cum să se ducă? Se duce unii cu cizme de cauciuc și le schimbă jos încălțămintea, sau dacă nu-și trage pungi pe încălțăminte, sau dacă nu-i spală în pârâu. Așa sunt mai multe modalități, da, ca să totul să te duci curat. Am înțeles. Bun, iarna coboară ursul? Ursul nu coboară până aici. Lupul eu mai coborât, acum plecăza neocoră până... Ce ați făcut? Ați avut probleme? Nu, că nu avem animale aici. Nu, animalele nu, nu. Iar mai este de notat și este foarte important, am înțeles că totodată în urmă cu vreo 2 ani, 3 ani de zile, dacă mai mi-aduc bine aminte, a luat foc o casă, undeva mai sus. Da, o luat, da, da.
Ați prezentat atunci și în materialul respectiv care v-ați făcut. Da, e adevărat, am prezentat situația, da. Dar la această oră, dacă Doamne ferie, într-un ceas rău, iau foc vreo casă, o gospodărie, cum vin pompierii? Păi cam greu, că drumul e greu accesibil. Și apoi până întinde la furtune și la minune ăștia, dacă este o casă de lemn, că cam... Dar avea furtune de jos din... Aia nu știu, nu știu să vă dau un răspuns, nu știu. Da. Nu știu. Bun. Și ca să înțeleg, arde casa, vine poliția, constată că a ars casa sau... Lămuriți-mă puțin. Acum ferească Dumnezeu, dar se poate întâmpla... Păi s-a întâmplat și acum aproape vreo 3 ani. Și încă se mai poate întâmpla. Am înțeles. Lucruri care persoane bolnave sunt. Da, mai sunt și oameni care sunt pic. Cum mai... ajung la spital dacă au nevoie? Cheamă salvarea și coboară jos aici la pot. Da, urcă salvarea pe aici? Nu. Bun, de la pot și până la dâns, acasă. Nu, nu. Numai dacă se duce echipajul cu targa și cu ăștia ca să o ia, să o ducă până la, da, la salvare. Distribuiți acest live în cât mai multe grupuri, să auziți ceva foarte important. De unde beți apă, domnule? Apă. Apă. De unde vă alimentați? Cu apă. De la pitre. Cu găleata. Cu găleata. Dacă este o zi plouoasă, cum a spus că dacă plouă, fântâna sacă. Nu, când e secetă. Pe timp când e secetă, da. Fântâna este... Da, nu mai este apă. Așa. Ce faceți în perioada aia? Păi mergem la fântânile mai sus, care mai are apă. Mai sunt fântâni mai sus. Da. Așa. Dacă mă ajutați un pic să-mi readuc aminte, mai în sus, mai îndeală, stă o doamnă unde nu are acces de niciun fel. Da. Dânsa acum are acces la ora actuală. Nu știți. Tot așa e. Tot așa este, așa? Tot aceeași situație. Deci, în 2019, încă mai există persoane izolate. Izolate. Televiziune aveți? Avem. Avem antenă. Aveți prin satelit? Prin satelit, da. Cum după ora 17-18, da, se lasă întunericul, mai circulați pe aici? Nu circulăm, că suntem obișnuiți. Circulați? Da, mai circulăm. Cu lanternele? Mai cu lanternele, mai cu nogrăzi, pe la oameni. Nu că... consumați curent? Nu. Dar încărcați pe baterie? Cu lanternele sau cu telefoanele? Da. Ce ați putea să ne arătați și noi acum, adică prin intermediul nostru, cetățenii vor vedea? Câte persoane se uită la noi la ora actuală? Multe. Foarte multe, am primit și felicitări. Dați un șir, dați o distribuire. Dați o distribuire, să audiți ce va urma. Dacă ar putea reporterul nostru să ne transmită din felicitări sau din acele vorbe spuse. Felicitări din partea domnului Mihai Căldăraru. Haideți să luăm drumul. Arătați-ne puțin. Haideți să vedem. Deci nu uitați, dați o distribuire. Este foarte important, ne aflăm la Vorbește Lumea. Acest cetățean întâmpină probleme. Sunt o mână de oameni, cred că undeva la 10 familii sunt aici, da? Cam așa, da? Da, asta din ăla de jos principală. Da, care? Eu, cum îi zice, eu din... Deci din atenție, nu este strada Slătinioara principală. Jos este strada Slătinioara principală, dar din ea se rupe o străduță care urcă sus la Momârlan. Da. Și această stradă, să înțeleg imediat că... după liceul de informatică, peste pod, la dreapta. Am înțeles. Și strada asta se numește tot Slătinioara, să înțeleg? Sau da, ar tot avea Slătinioara, tot. Un număr are? Păi dar ce număr aveți la casă? 32, fiecare. Numărul 32. 32, acolo 10, dincolo, nu știu. Că, deci na, să înțelegem că de aici încolo drumul arată... A, până aici, îi cum îi. Deci da? Până aici e bine, aici. Dar a venit momentul unde nu mai putem urca. E mai rău, mai rău. Da. Din ce în ce mai rău. Să vedem. Vă reamintesc, dați o distribuire. Ne aflăm în Petroșani, strada Slătinioara. Este o stradă uitată de autoritățile locale. Deci, de aici începe Palamucul. De aici putem să mergem cu un elicopter.
sau dacă ne-ar construi domnul primar o telegondolă. Domnul primar, ar putea să construiești o telegondolă? 10 familii, în fiecare familie câte persoane locuiesc? 3-4 familii, nu? La dumneavoastră 12 familii, cred că. Nu, noi suntem acum pro 5-6. Oh, 5. Deci, domnul primar, bani la buget ai, o telegondolă, dă-i drumul la proiect. Dacă n-ai fost în stare să arunci cu o mână de asfalt. Domnul Adi, trebuie să trecem gardul, că pe aici dacă mergem... A, deci trebuie să trecem. Trebuie să sărim gardul. Cameramanul meu să văd cum se poate descurca. Țin eu și sar tu sau... Trebuie să sărim gardul, că nu... Poți? Săr tu primul. Deci, veți vedea... Ia de așa. Veți vedea în exclusivitate cum sărim gardul. Datorită primarului, că nu a fost capabil să asfalteze acest drum. Domnule, numai să nu rămânem înțepeniți. Că aici... Așa încet, cu grijă. Aflăm la Vorbește Lumea. Trebuie să o luăm pe câmp, să ajungem. Deci urcăm pe câmp acum și unde ajungem? Filmează, te rog frumos, drumul. Uitați drumul cum e în continuare. Oricând ne suntem în 2019. Oricum suntem în 2019. Oare pe vremea lui Ceaușescu era mai bine? Era, cum era drumul atunci? Sau atunci nu exista? Ba, exista așa. Dar era mai bine? Acum este grădina asta, nu ne bate? Nu, nu este grădina mea. Este grădina din asta. Într-un timp spunea că ceda și din grădini. Numai ca să vi se construiască un drum asfalt, da? Deci dacă domnul primar vrea să construiască un drum, să-l asfalteze, domnule, dai din pământ. Deci ați înțeles. Ce să mai vorbim noi că domnul n-a fost în stare să mărească un cimitir? Ce să mai spun de acea grădiniță care de ani de zile are 3 constructori? Drumul merge tot așa. Noi, acum suntem în ogradă, dar uitați, drumul tot așa e. Aoleu! Bine, cum trec acum? În ogradă. Păi bun, și mă repet, ia făcuteați casa de acolo. Păi nu știu, urcă vreo mașină pe aici. Nu urcă. Poate dar să urce. Dar cu bicicleta poți să urci? Păi nici cu bicicleta nu poți urca. Cred că nici de coborâ nu coborâ, păi să urci. Am înțeles. Bun, și să revenim puțin. Ați depus acea cerere, ați primit un răspuns, ați fost la discuțiile alea care ați fost invitat. Da, am fost. Și ce vi s-a spus? O zis că, cum îi zice, o să vorbească cu regia apelor de... Nu e de competența lor, regia apelor. Da? Adevărul că au venit cei de la regia, au făcut niște măsurători și atât. Dar nu știți ce au măsurat? Ori măsurat... O zis că trebuie făcut o pompă jos ca să împingă apa, că... Na, da. Mai multe. Nu prea am înțeles. Da. Pe drumul acela unde ajungem? Aici mergem colo, mai sunt aici câteva familii. Aici este iar o familie, iar în partea cealaltă acolo, sus, unde am fost atunci cu dumneavoastră, e femeia izolată. Putem ajunge la ea oare? Putem, mergem mai, tot așa. Vă întreb, putem? Deci dacă trecem pe aici, pac, acolo, la casa ceasul, da? Da. E acasă oare? Nu știu. Să încercăm. Nu știu. Se deschide poarta? Da. Să deschid și eu de aici? Da, să deschidem de undeva. Deci, ca să vedeți, oameni buni, cât suflet are un primar. Felicitări pentru toate proiectele realizate. Acest om și încă 9 familii beneficiază de un asfalt. Nu vă mai spun. Era vorba de piață. Era bună și piață. Alu, de unde se trece? Uite pe aici, domnule.
Da, deci acum vom da buzna peste o vecină de-a dumneavoastră. Să vedem dacă este acasă, sper că nu ne bate. Da, deci acum vom merge la o femeie, unde e? A spus că este? Parcă știa că este izolată, nu? Deci această femeie nu are apă, energie electrică. Ia uite ce-i numai cu piciorul până o grăs. Auzi. Auziți în ce secol ne aflăm? Să nu ai tu apă potabilă, energie. Dar am uitat să vă întreb. Auzi, păi dai norâs aici. V-ați udat, așa-i? Păi, da, acum am mocerit, asta e. Hai să trecem cumva. Hai să vedem dacă avem pe unde să trecem. Dacă nu uitați un pic mai jos, pe acolo. Stați aici, pe direcția asta, domnule. Dar și acolo e mocerit. Noi nu ne-am cam riscat. Ieși înapoi. Ieși înapoi. Dă-i pe aici, dă-i pe iarbă. Ia asta pe iarbă. Dacă trec pe aici, rămân înstăpenit. Doamna, categoric. Nu iese prin zonă. Aoleo, mult. Da. Da, nu avem cum să trecem. Riscăm să rămânem înțepeniți în mocirlă. Dacă nu, mergeți pe poarta aceea și ieșiți pe acolo, până o gradă. Pe unde? Pe poarta aceea de acolo. Da. Ieșiți aici mai sus, când vă dați de săpot. Hai, să nu. Nu are câini. Mamă, cu talanță! Să încercăm să-l sărim? Nu. Așa și să urcăm pe aici în sus, da? Pe unde? Poarta trebuie să trebuie. Da. Hai mai sus. Tot e făcut așa. Da, clar. Nu ai pe unde. Nu am pe unde, că e peste tot. E peste tot. Da. Pe partea aia nu putem. Acolo e la băgat în părul ăla. Nu, renunțăm. Haideți în jos. Nu, că mă murdărez rău. Aici cine stătea? Da, cine stă? Avem 8 vizualizări. Un domn, Alexandru Iuliu Lăpușan, a scris că nu-i interesează. Nu-l interesează, că dânsul poate stă la bloc. S-a referit că... Spuneți de aici mai exact ce ar fi mai încolo. Păi, cam așa. Da, v-ați... Iau, cam uitați. Așa ar fi. Cam așa ar fi. Deci. Da, și dacă veniați în șlapi, cum da, era? Dacă veneam în șlapi, era mai bine, uite. Da. Deci, domnule primar, ar trebui să te uiți? Ce? Da. Ați văzut, aici e negru. E adevărat, e adevărat. Deci, acolo, mai în sus, unde? Mai în sus, de aici încolo, cam cât? 500 de metri? Sau cât?
De aici drumul mai merge până la casa asta aici, iar femeia lantă stă dincolo de casa de aici. Da. Nu asta. Mai da. Sus, așa, mai, pe drum mai este o casă. Da. Și după aceea femeia stă până a doua sau a doua ogradă stă, stă ea cu casa acolo. Bun, și femeia dacă acum ar vrea să meargă la cumpărături, trebuie să pățească ce ați pățit și în noastră? Da, o, că am făcut și cererea. I-am pus ampreta. Testam și eu. Bun, deci... Păi doamna, știți cum o răspunde, cheamă? Răspundeți-ne încă o dată. Da. Doamna, dacă vrea să meargă acum să facă cumpărături, trebuie să treacă pe unde ați trecut dumneavoastră acum? Da. Altă soluție nu are. Pe unde vreți să treacă? Da. Deci femeia trebuie să se... mocirlească. Deschide, vine pe acolo, se bagă acolo pe gaura aia din gard și vine pe aici. Am înțeles. Așa. Deci după aia merge pe aici, tot așa. Deci ne aflăm pe strada Slătinioara. Da. Cea mai periculoasă stradă din Valea Jiului. În curând va fi asfaltată cu gropi și apa o va spăla. Dacă avem și apă, avem și asfalt. Corect, dacă n-ar fi apă, n-ar fi asfalt, nu? Păi avem apă. Nu de la domnul primar. Păi tocmai... Avem apă de la bunul Dumnezeu. Păi da, dar și asfaltul ăsta și este... asfaltul iară, tot de la bunul Dumnezeu. Da. Încolo unde ne ducem. Aici mai sunt câteva familii și aici. Din drumul rog. Eu ramifică aici. Aici de drum. Din drumul de jos aici se ramifică. Bun, și să înțeleg, nu este buget, acum, sau de ce nu se... Acum domnul primar dacă face, nu poate să facă la 2-3 case de jos drumul să facă... și pe ăștia la să-i lase. Da, trebuie să facă la toți. Și domnul nu vrea să facă la toți. Aici au semnat toți vecinii de aici au semnat aici pe cerere. Dar oare domnul ar vrea să facă sau nu? Nu știu, după părerea mea nu cred. Nu, așa e? Nu cred că vrea să facă, că îți vrea în de zile, dar atunci a putea să... Bage măcar niște piatră. Crede în ogradă? Da, ceva de genul. Trebuie să ne oprim. Nu, nu, și dumneata în pot. Aua. E dezastru, deja mai mergi încolo, domnul Ali, mai sunt domnul. Ia niște cadre. Da. Cameramane, vorbești din spatele camerei și poate o scapi. Ia niște cadre. Doamna de acolo ar putea să ajungă la noi, n-ar putea. Doamna de acolo. Nu poate să meargă, că merge cu cadrul, e operată. Să înțeleg că dânsa este și izolată la pat. E mama lui băiatul de venit. Am înțeles. Bun, ce ați putea să transmiteți domnului primar, consiliului local și ce ar trebui să înțeleagă și cetățenii, cititorii? Ce mesaj le transmiteți? Eu ce se transmit? Că dacă... Uitați-vă la cameră și... Eu ce se transmit? Dați să transmiteți de aici, din mijlocul... În mijlocul asfaltului ăsta, male? Da, transmiteți-le ceva. Cititorilor, domnului primar, cât și consiliului local. Transmiteți-le de aici, din văgăunea satului. Domnul primar și noi suntem, cum zice, cetățeni acestui oraș și am dorit și noi drumuri cât de cât decente ca să putem să circulăm pe ele, nu în condițiile astea. Și un mare rugăminte, dacă se poate, că mai sunt oameni care sunt în vârstă, aduce apă de la fântâni, de la fântâni din alte părți, nu prea au apă în fântâni. Dacă s-ar putea drumul măcar pietruit și apă băgată. Că sunt mulți oameni care încă mai spală cu mâna hainele pentru că n-are cum să pună automaticele la apă ca să spele curente. Dacă nu au apă curentă, de unde? Încă mai se spală cu mâna. Da. Sau cu mașini din alea vechi în care bagi și apă cu găleata. Vedeți dumneavoastră, din 4 în 4 ani sunt alegerile. Ei, nu știu. Vreodată au venit pe aici idilii. Ori veniți, eu n-am fost, că ori fost pe aici eu mai sunt plecat și la lucru, mai și ăștia, nu sunt tot timpul acasă. Dar au mai fost vecinii. Ori fost și am mai văzut, și domnul primar, cred că știe situația. Deci știe, da. Da, cei de la primărie, sigur, în totalitate. Că știe situația.
înțeles. Deci, poate cineva va înțelege prin ceea ce trec acești oameni și va lua problema în mână de data asta. Păi cam, nu știu, dar de o perioadă foarte lungă, cam, nu prea înțelege, domnul. Că va înțelege. Poate va înțelege, dar până acum nu s-o înțelege nimic. A, numai bine. Nu s-o înțelege nimic. Nu, dar eu am spus. Tot au mai fost oamenii și tot au mai făcut cereri și tot au mai s-o spus despre situația noastră. Dar nu s-o rezolvă nimic. Și acum credeți că eu nu m-am încredere. Deci totuși numai asta aveam credere. Nu am încredere pentru că... Nu știu ce să zic. Am înțeles, deci toate eforturile făcute de...